de laudă, de recunoștință față de Dumnezeu. Spunem un cuvânt de bun venit sau bun rămas, mai precis, și musafirilor noștri care au ales să fie sau să rămână împreună cu noi și după masa aceasta, și ne bucurăm să-i aducem recunoștință și laudă lui Dumnezeu împreună. Sâmbătul trecut am fost la București. Da, încep un pic mai din urmă. Da, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea rugăciunii și pentru că v-ați gândit la noi. A fost un mare har, sau este un mare har, să fim în mijlocul dumneavoastră în aceste momente. Orice complicație, orice situație diferită ar fi putut să fie tragică pentru noi. Dimineață, după ce ne-am întors din Israel, în ziua următoare, am avut ședință la Arad, miercuri, deci marți ne-am întors din Israel dimineață, și miercuri am avut ședință. Și vreau să vă spun și vestea asta bună, nu știu dacă v-a spus-o cineva sau ați auzit-o așa pe surse. Vreau să vă dau în mod oficial, în urma ședinței pe care am avut-o în Consiliul de Administrație al școlii din Arad, au fost patru persoane care au candidat pentru postul de învățătoare la toamnă, și dintre cele patru candidate, comisia, cei patru care am fost în comisie, președintele și secretarul conferinței, directorul școlii și eu, directorul de educație al conferinței Banat, în urma acestei ședințe am deliberat în dreptul sorei Medea. Așadar, avem din toamnă învățătoare, reprezentantă din partea Betelului, învățătoare la școala primară din Arad, deocamdată primară, pentru că în curând va fi gimnazială și apoi liceală. Joi dimineață, miercuri noaptea după ședință, am plecat spre București. Am luat și pe soție să-mi fie un ajutor potrivit la întoarcere, pentru că dimineață la Stupini am avut întâlnire cu secretarul Conferinței Generale, am avut o instruire cu comitetele tuturor conferințelor din țară, în jur de 60 de persoane am fost, cu comitetele executive, comitetele mai lărgite ale conferințelor, cei 13, 12, 11, depinde cât are fiecare conferință, și de acolo am plecat spre București. Am luat cărți de la Sola Scriptura din Brașov, pentru evenimentul de la Pateu, ziua Dascălui, care urma să fie sâmbătă, și am plecat spre București pentru că în acea seară trebuia să țin ora de rugăciune pentru studenți. Era săptămâna de rugăciune a studenților de la Cernica și ei s-au gândit, împreună cu capeloanul lor, ca în fiecare seară să invite câte un director de educație de la conferințe. Era și ocazia când noi, directorii de educație, să ne întâlnim acolo cu studenții noștri, care îi avem acolo. Și nu am mai ajuns la întâlnire, din păcate. Din fericire, totul s-a încheiat cu bine. Dar în timp ce eram pe drum, pe șosea, o persoană care nu a respectat indicativul stop a intrat peste cele patru benzi de circulație, că sunt două pe sens și două pe sens invers, a intrat pe ele, printre mașinile care circulau întins către București, și a oprit, a încetinit, nu știu ce s-a întâmplat, în fața mea. Am avut câteva secunde de reacție, n-am apucat să o văd, un metru de frână, a fost un impact foarte puternic, mașinile amândouă sunt daună totală, deci nici una nu mai poate să fie repusă pe drum să circule, în circulație, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în viață. Da? Zdruncinătura nu a fost ușoară, încă vom mai resimți săptămâni de zile lucrul acesta, pentru că la traumatism durează cam 3 luni, până la 6 luni, recuperarea deplină, mobilitatea și să nu simți. Da? Pe bazin la mine a fost cel mai puternic și pe partea aceasta de articulații la nivelul brațelor, pentru că eu m-am ținut foarte bine de volan și cu picioarele înfipte în pedale. În schimb, pe soție, la partea de spate, pentru că a trântit-o de scaun înapoi și centura care a presat-o, toate aceste lucruri. Nu ne-a atins nimic din mașină, niciun obiect, dar zdruncinătura nu am crezut că poate să fie atât de puternică, atât de tare, cât propriul tău corp, scuturat fiind, să-ți creeze daune. Așadar, nu aș recomanda repetarea acestei experiențe nimănui. Celălalt șofer, partea care a fost vinovată, da, vrea să vină, m-a sunat, a cerut iertare, a zis că vreau să vin la biserica ta. Da, este un frate penticostal care are o experiență interesantă. Prietenii lui spuneau că a fost un mare bătăuș, a fost un mare consumator de alcool, dar s-a schimbat radical. Da, în prezent mai avea probleme în familie, a plecat și pe fondul unei certe cu soția care nu era pocăită de acasă, și pe acest fond probabil al supărării, al amărăciunilor,
a intrat în intersecție și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Suntem bine. Ne-am întors în acea noapte cu trenul, da, după consultările la spital de rigoare și tot ceea ce a trebuit, cu vagonul de dormit, ne-am întors acasă. Vineri la prânz am ajuns și vineri seara eu am fost la biserică, la Curtici, iar dimineața la evenimentul de la Apateu, ziua dascălului. Peste 20 și ceva de persoane, deci de cadre didactice au fost prezente, cărora le-am mulțumit pentru că ne educă copiii noștri, i-am încurajat să educe în continuare în sensul moralei creștine și să ne fie parteneri nouă bisericii în a învăța valorile și virtuțile creștine mai departe. De asemenea, din partea autorităților a fost prezent primarul, a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean, a fost prezent de asemenea inspectorul adjunct general. La acel eveniment au luat cuvântul, a fost o ocazie înălțătoare și frumoasă, dar care s-a întins până după ora 1 și cu masa până după ora 3 și îmi cer iertare că după masă n-am ajuns la dumneavoastră. Am știut că aveți invitat, aici a fost program și atunci mi-am permis ca să nu mai ajung după masă, eram destul de obosit, m-am resimțit obosit și cu dureri. Asta a fost. Da, pe parcursul săptămânii ne-am recuperat încet, încet, câte un pic. Soția a trebuit să poarte gulerul toată săptămâna pe gât și se odihnea mai greu. Sabatul care a venit am avut o invitație specială de la Andrews. La Liceul Adventist din București era un program dedicat părinților, părinților copiilor. Și din dorința de a fi alături de el, am participat la programul de acolo, de la București. Vineri am fost acolo, vineri seara fratele Pavel Goia ne-a fost oaspete și a predicat un mesaj deosebit de valoros. Fratele Pavel Goia a plecat de aici, din zona noastră, a terminat teologia în Statele Unite, a lucrat ca pastor în Statele Unite, iar în prezent este secretarul Asociației Pastorale la nivelul Conferinței Generale și redactorul șef al revistei pentru pastor de instruire ministri. Adică o slujbă asemănătoare fratelui Andrei Marius, de la Uniune, dar la nivelul întregii biserici mondiale, membru al Comitetului Conferinței Generale. Dimineața, de asemenea, dânsul a fost cel care a rostit mesajul printre programul copiilor, iar după masă a fost cireașa de pe tort, copiii au prezentat un program de laudă lui Dumnezeu, 240 de copii pe scenă, în față au cântat timp de oră și ceva, câțiva dintre ei au și leșinat, da? E un efort foarte mare să cânt 16 piese una după alta, au obosit și au trebuit să coboare jos de pe scenă cât mai câte un băiat, ba câte o fată. Întotdeauna se întâmplă la concerte mari, așa, e presiunea emoțională mare. Unii poate nu se alimentează cum trebuie, nu mănâncă cum trebuie înainte de repetiții și tot. Dar în urma acestui efort Dumnezeu a fost lăudat. 1000 și ceva de persoane prezente în sală, 200 pe scenă, în sala Politehnicii din București. Ne-am bucurat să ascultăm copiii noștri, să ne întâlnim cu colegii dragi și cu părinții în această ocazie. Duminică n-am venit acasă direct, ne-am oprit și am poposit împreună cu soția la Moeciu. La Moeciu, de sus, unde a fost o întâlnire timp de două zile cu conducătorii de instituții de învățământ adventiste din țară. Vă spun acest lucru pentru că am trăit o reală bucurie. A fost o bucurie pentru mine, pentru colegii de la educație, să ascultăm mărturiile și problemele cu care se confruntă în țară ceilalți care sunt implicați în această lucrare, în mod special în lucrarea de conducere, direcțiune și așa mai departe. Și am constatat că dacă în trecut ne confruntam cu probleme că nu avem copii la școală, acum problemele sunt altele. Și anume, avem copii mulți și nu mai avem loc pentru ei. Din ce în ce mai mult, instituțiile noastre de învățământ sunt sufocate, adventiste, de prea mulți copii și nu mai avem spațiu pentru ei și problema care se pune acum este ce să facem, cum să ne extindem. Să ne extindem cât mai mult. Am fost la Macea și am predat săptămâna aceasta, deja la Macea se apropie de numărul de 70 de copii. De când este programul de after school, de program de prelungit, deschis și la grădiniță, credința este sufocată, nu mai poate lua niciun copil și cu mari intervenții și rugăminți din partea părinților și insistențe s-au mai luat unul sau doi săptămâna aceasta. Dar nu mai putem să încărcăm mai mult pe educatoare, că nu poate supraveghea mai mult de 15-20 de copii și nici sălile nu sunt mai mari. Avem un număr maxim la grădiniță, nu mai putem lua. Și grădinița furnizează pentru școală. Asta înseamnă că în următorii 2-3 ani la școală va fi la fel de mult. Clădirea aceasta acum are vreo 70 de copii,
și cu 7 cadre, vă dați seama că sunt aproape de 80, mai 20 de copii dacă vin, nu suportă clădirea aia mai mult de 100 de persoane prezente, de copii prezenți acolo. Și facem planuri pentru a construi ori lângă, în partea dinspre curte, așteptăm să se întâmple ceva cu vecinii din stânga, din dreapta, să mai punem mâna pe o casă de acolo, nu știm. Sau să construim în spate, să supraînălțăm partea din spate, acolo a bisericii, unde sunt camerele pentru copii, unde am învățat când eram mici, și toaletele, să înălțăm peste ele un corp pentru a ne extinde. Avem nevoie de spațiu și asta e problema în toată țara. Să nu mai vorbesc aici la Arad. Aici avem două săli, vor mai fi încă trei, da? Adică sunt săli suficiente momentan pentru învățământ primar, dar ne trebuie pentru 5-8, pentru că nu ne oprim la clasa 4. Peste tot în țară școli sunt pline. La Mihai Ionescu, vin cu cireașa de pe tort. Mihai Ionescu este al doilea liceu din București. Primul, Ștefan Demetrescu, a fost, acolo unde sunt 386 de copii, și al doilea este Mihai Ionescu, deschis în București. În instituția de învățământ Mihai Ionescu, sub numele de Mihai Ionescu, un pionier, un profesor al Bisericii Adventiste, care a predat la Stupini, sub acest nume funcționează o școală adventistă care însumează peste 600 de elevi. În fiecare zi acolo intră 600 de elevi. Cum se intre într-o clădire? Intră în două ture, da? O parte învață dimineața, o parte după masă. Și este pe învățământ privat, acolo nu primim nimic de la stat, decât, deci nu este în sistem de stat cum sunt liceele celelalte adventiste, și acolo, din toți copiii, de la grădiniță până la liceu, plătesc taxă de școlarizare. Destul de mare, nu știu, este peste 1000 de euro pe an taxa de școlarizare. Și, și se primesc per elev și bani de la stat, pentru că este autorizat învățământul. Mihai Ionescu produce în fiecare an 1 milion de euro profit, care investește cumpărând spații și deschizând alte instituții de învățământ adventiste. 600. Băiatul ministrului de la cultură este acolo, elevul nostru. Spune ceva prestigiul acestui așezământ al Bisericii Adventiste, când cel care este ministru al culturii în țara aceasta a ales școala aceasta adventistă să o ofere. Copiii sunt educați într-un spirit adventist acolo. Au accesat un program la guvern, trăim într-o vreme de libertate extraordinară, dragii mei. România, în momentul de față, este un punct de reper pentru toată Europa în ce privește libertatea religioasă la nivel și de învățământ. Și anume, Mihai Ionescu a accesat un proiect pilot de la Ministerul Educației, prin care Ministerul Educației îi lasă să-și facă cum vor ei programa de predare, îi studiază pe parcursul acestor ani și apoi voresc să o avizeze. Da, ei vor să vadă, domnule, vrem să vedem că vă faceți treaba curriculară, deci pe curriculă să învățați carte pe copii și dacă învățați carte cum trebuie, puteți și învățați și religie cum vreți. Și la Mihai Ionescu prima oră este materie de predat, română, matematică, și apoi au jumătate de ceas devoțional. Apoi au ore în natură, ies, ca să învețe pe copii, să îmbine cumva matematica sau cunoștințe despre natură, cu religia, cu Dumnezeu, într-un mod creativ, se zbat și se gândesc profesorii cum pot mai bine ca prin materia aceasta pe care trebuie să o parcurgă pentru minister să vorbească cât mai mult despre principiile și virtuțile lui Dumnezeu. Iar dacă va fi aprobată de către minister, vor putea alte școli să spună vrem să aplicăm și la noi să fie curicula Mihai Ionescu, deci ca și ei, și ministerul va aproba lucrul acesta. Ba mai mult, ne-am întors acolo hotărâți săptămâna aceasta, atât cu cei doi directori care avem, la Arad și la Macea, ca să aplicăm și noi să intrăm în proiectul acesta pilot, care ne-ar aduce la fiecare unitate de învățământ 200.000 de euro, bani pe care îi putem investi în, de guvernul, când se va deschide linia de finanțare, să îi investim în table electronice, în tot, în materiale de care avem nevoie ca să realizăm proiectul acesta pilot. E o mare binecuvântare. E o mare binecuvântare, dragii mei. Sistemul de învățământ adventist merge în direcția cea bună. Oamenii simt tot mai mult nevoia bisericii și de a-și da copiii să fie educați pe lângă instituții credibile de educație. Să nu vă spun, nu-i momentul și nu e bine să spun, dar ceea ce se întâmplă în celelalte instituții de învățământ. Da? Au trecut și copiii mei pe acolo și pe la stat și cunosc cam ceea ce se întâmplă. Da, mă bucur. Ne-am întors încântați, obosiți un pic, dar fericiți, încântați cu vești bune luni de acolo. Aștept cu drag
Și săptămâna aceasta să mai parafra ceva bun, vă spun. Îmi pare rău că nu e nimic în Arad de data aceasta, dar va fi în viitor. Nu e nimic în Arad pentru că sunt prea mulți copii. Dacă erau un pic mai puțini, era ceva și pe aici, pe la noi. Dar de la liceu am cochetat așa puțin cu Andrews, cu conducerea de acolo, să vină cumva și în partea noastră puțin, să cânte, să le auzim aici. Și vor veni 80 de copii, 70 și ceva, cu un autocar cu 80 de locuri vor veni. Da, autocar etajat, pe două etaje, vor veni peste două săptămâni. Vineri vor poposi la Săvârșin, am hotărât să-i cazez acolo, trebuie să mă ocup, că departamentul de educație, adică eu, va trebui să mă ocup de cazare, de tot ceea ce ține acolo, de bucătărie, să aibă vineri seara masă și dimineață. Dimineață vor concerta sâmbătă la Pateu. Am vorbit cu colegul pastor de acolo, cu fratele Narcis Ardelean, a vorbit cu comitetul și ușa este deschisă. Vor servi masa acolo, 80 de copii, cu directorul care îi însoțește, Laurențiu Prună, cu capelanul Tibi Georgescu, pastorul Tibi Georgescu și de asemenea cu profesor dr. Mihai Bejenariu, cel care îi formează în ale muzicii, care este curtat de către Universitatea de Muzică din București, de către conservator și alte instituții, dar care ca misiune alege să rămână în continuare deocamdată profesor la Liceul Adventist din București. Are oferte mult mai mari și mult mai bune în altă parte, dar e atât de strâns legată de copii, dacă o să veniți la vreunul dintre aceste concerte, o să-l vedeți. Așadar, dimineață la Pateu, ora 11, este locul cel mai potrivit pentru că este sala mare, iar după masă, la Cuvin, la ora 5, probabil, va fi partea a doua a concertului. Iar duminică dimineața, la Mănăstirea Maria Radna din Lipova, vor cânta înainte de liturghie și va filma Speranța TV. Datorită acusticii sălii și a locului frumos, vor cânta de la 10 și jumătate la ora 11, ceea ce cântă și în bisericile noastre adventiste. Da, am vorbit săptămâna aceasta cu preotul de acolo și este de acord. El începe slujba la 11, dar înainte de slujbă să cânte copiii în catedrală, în biserică, în mănăstire. Cam asta se preconizează pe 1 aprilie, de sabatul din 1 aprilie. Ocazii frumoase, ne bucurăm pentru copii și mă bucur pentru cei care vor participa și vor asculta. Eu v-aș invita și vă invit cu tot dragul pe dumneavoastră, fie la Cuvin, dar cel mai potrivit ar fi la Apateu, că e sala mai largă și mai mare. La Cuvin va fi greu după masă și mulți vor sta pe din afară pentru că sala nu este foarte, foarte generoasă. Dar am ales acest loc pentru că acolo au și o sală generoasă de mese și mă ajută să pregătească și să gătească pentru 80 de guri după masă, ca să rezolv și problema aceasta. Aradul are un botez în dimineața aceea și am cochetat cu Aradul, cu Salemul, să-i aduc, dar are oprins un botez și nu se poate. Data aceea e cea mai potrivită pentru copii, pentru că ei sunt în vacanță. Dragii mei, și nu lipsesc de la școală, dragii mei, sabatul viitor va fi un eveniment frumos pentru noi, de asemenea aici Cina Domnului. Și săptămâna aceasta, între lecțiile de predare la copii, la mace, am avut câteva gânduri pe care le-am dezvoltat și doresc să vi le împărtășesc dumneavoastră. Au studiat copiii săptămâna aceasta, în minutele care au rămas, nu multe, puține care ne-au rămas. Am studiat cu săptămâna aceasta cu copiii despre tipuri de prietenie, de prieteni. Și am văzut acolo, da, au fost trei tipuri de prieteni. Trei persoane din anturajul Domnului Iisus Hristos. Ne apropiem de cina cea de taină. Și în jurul Domnului Iisus Hristos au fost 12 ucenici. Și am putut să vedem acolo trei tipuri. Unul era tipul lui Iuda. Altul era tipul lui Petru, studiat. Și altul era tipul lui Ioan. Tipul lui Ioan. Trei categorii. Tipul lui Iuda. Ce spuneți despre Iuda și, da? Și prietenia sa cu Iisus Hristos? Ce puteți spune despre ea? Putem dezvolta puțin? Domnul Iisus Hristos era prieten cu Iuda? Ce ziceți dumneavoastră? Era. Mâncau împreună. Dormeau de multe ori împreună. Vorbeau și discutau împreună. Împărtășeau gânduri și idei, se însoțeau unul pe celălalt și petreceau timp valoros împreună.
Cum vedea Iuda această prietenie a sa cu Domnul Iisus Hristos? Ce aștepta el din această relație cu Mântuitorul? Și apoi să aplicăm la noi și la relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Acesta este motivul în această ocazie. Și noi, în închinarea noastră la biserică, venim și dorim prietenia Domnului Iisus Hristos. Cum vedeți dumneavoastră această relație? Da? Ce făceai? Poftim, frate Cornel. Deci Iuda avea și alte interese. Da, spuneți, frate Cornel. Da, s-a întâmplat ca și noi poate să fim prieteni nesinceri ca și Iuda față de alți prieteni în copilărie, față de soț sau de soție cu care suntem într-o relație de prietenie și că e și relație de prietenie în familie. Da? Sau în relațiile noastre. Iuda avea mai multe fețe. Nu era sincer, da? În această prietenie. E important într-o prietenie să fii sincer? Da. E important ca relația cu Domnul Iisus Hristos să fim sinceri? Da. Este foarte important. Pierzi procesul dacă nu e sincer cu apărătorul tău, cu avocatul tău. L-ai pierdut. E foarte important să fim sinceri cu Domnul Iisus Hristos. Da? E foarte important să fim sinceri în familie, în relațiile de familie, cu soțul sau cu soția. Dacă nu suntem sinceri, pierdem. Dacă nu e sincer cu apărătorul tău, da, cu avocatul care te apără la un proces, pierzi. Iar Mântuitorul ne apără la cel mai greu proces al vieții noastre, la procesul mântuirii noastre. Dacă nu suntem sinceri cu El, El nu ne poate apăra pentru ceea ce nu i-a mărturisit. Și e important să-i mărturisim. În această prietenie, Iuda ce aștepta? Da? Era cel care nu investea, era cel care doar aștepta. Doar aștepta să primească. Mântuitorul l-a avertizat la început. Așa spun alții, că despre el s-ar vorbi acolo, unde a zis, când unul cărturar, că Iuda era dintre cărturari, când un cărturar s-a oferit să-L urmeze pe Iisus, Iisus i-a zis, ai grijă, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are un loc unde să-și plece capul, adică nu-ți poate oferi ceea ce cauți tu. Și Iuda totuși s-a dus după Domnul Iisus Hristos. Iuda a văzut că Mântuitorul este ceva. A văzut că are o sclipire Mântuitorul de lider și a văzut în el că va ajunge departe și a mizat pe el, a votat pe el. Da? A fost cel care a căutat doar, da, din această relație profit. Trecem peste el că nu este cel mai plăcut subiect, nu este modelul nostru. Dar mergem la celălalt tip de prietenie, prietenia lui Iisus cu Petru. Petru era un prieten diferit de Iuda. Cum era Petru în prietenia cu Iisus Hristos? Poftim? Îl iubea Petru pe Iisus? Foarte mult! Îl iubea. Îl iubea Iisus pe Petru? Îl iubea și pe Iuda, și pe Petru, și pe Ioan. I-a iubit la fel. La fel de mult. Și și-a luat la fel de mult timp pentru fiecare. Petru îl iubea pe Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îl iubea pe Petru. Doamne, mă voi duce cu tine la moarte, zice Petru. Petru scoate sabia. Este dispus Petru să investească în această prietenie cu Iisus? Investește? Da. Are așteptări de la această prietenie? Are așteptări. Și el, ca și Iuda, îi place să primească. Dar, spre deosebire de Iuda, Petru și oferă. Și dăruiește, și se oferă. Și e gata la un moment dat să-și dea și viața când scoate arma. Când simte totuși că îi pierde lucrurile de sub control, ce face totuși în această prietenie? Când simte că derează trenul și o ia pe o cale pe care el nu mai poate controla și Iisus Hristos nu mai răspunde așa cum trebuie, ce face? Dă înapoi. Da, e de ușor de înțeles pe de o parte. Toți au fost în camera de sus cu Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul și-a dorit foarte mult cina respectivă să fie toți la masă. Să fie cu ucenicii, ocazia de rămas bun. Îl descoperă acolo pe Iuda ca să știm că Mântuitorul a cunoscut acest lucru. Îl descoperă cu dorința ca Iuda să mărturisească și să se schimbe, să se pocăiască. Dar Iuda, în loc să spună, da, m-ai găsit, m-ai citit, trântește ușa și pleacă.
Și Petru este descoperit acolo, nu numai Iuda. Îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, Petru și tu ești la fel. Deci nici nu va cânta cocoșul și tu deja te vei lepăda de mine de 3 ori. Deci nu odată să zici că a fost greșeală, ci de 3 ori intenționat. Și Petru îl contrazice pe Mântuitorul. Nu știi ce vorbești, Doamne? N-ai dreptate. Și Domnul Iisus Hristos tace și înghite. Pleacă în grădină, Iuda deja este acolo, dă semnul, îmbrățișează pe Iisus, dă pontul soldaților marelui preot, bodyguardzilor, că erau bodyguardzii marelui preot, cel care îl apărau pe marele preot, și aceștia sarsă, da, nu e armata romană, nu, nu are ce căuta la momentul acesta, sunt oamenii de casă ai marelui preot. E robul Malhu, care sare și îl să-l înșface pe Domnul Iisus Hristos, după ce Iuda-i dă semnul. Iar Petru scoate sabia. Și ce face? Îi taie urechea. Unde este dus Mântuitorul din acel moment? Nu, Mântuitorul repară, vindecă, îi spune lui Petru, Petru îi bagă sabia, cine scoate sabia de sabie va pieri, adică ai grijă. Și unde se duce, unde este dus Mântuitorul? Este dus mai întâi la Caiafa, la Marele Preot, în curte, ca să fie judecat acolo. Și Ioan, ucenicul Domnului Iisus Hristos iubit, îl însoțește pe Mântuitorul, spune cuvântul și Biblia, până în cerdac, până în sala de judecată, până acolo este prezent. Și e prezent în prima linie, aici, Ioan. Petru stă undeva la poartă. De ce nu calcă înăuntru? E frică. Dacă îi se aprinde beculețul la robul marelui preot și spune, hă, și el este. Ia, pune-l și pe el și leagă-l. De aceea Petru nu mai avea curaj să calce unde era Ioan. Tare mult ar fi vrut să fie lângă Ioan. Dar vedeți, el acum, datorită unei greșeli pe care a făcut-o, trebuia să păstreze distanță și să stea departe. Dar flăcările focului, pentru că era un foc acolo, spune că descopereau, luminau și erau vizibile fețele din când în când a celor care erau în curte, care erau în întuneric și în umbră. Și Petru este intervievat de câteva ori. Nu și tu cumva ai fost? Nu tu cumva sabia? Nu tu? Nu, nu! Și Petru este cel care se leapădă. Greșește. Da? Într-o prietenie este cel care la greu dă în spate. Este cel care te lasă și te părăsește atunci când este greu. Când vine focul încercării. Dar poți să greșească prietenii? Ce ziceți dumneavoastră? Greșesc și prietenii. De câte ori n-am greșit și noi în viață, dragii mei? De câte ori n-am lăsat în focul încercării pe cel care poate ne-a fost prieten? A, și am luat-o la sănătoasă, ca și copii. Când ți-a iscat ceva și colegul nostru, cineva l-a strâmtorit un pic, l-a văzut că e rost de ceartă, de supărare, de bătaie. De câte ori n-am luat proverbul fuga e rușinoasă, dar sănătoasă și ne-am lăsat prietenul singur, da? Și apoi poate ne-am întors rușinați să-i legăm rănile, să-l întrebăm unde te-a lovit, ce ți-a făcut. Și da, teama, frica, am trecut și noi prin ea și noi am trecut în relațiile noastre prin experiența lui Petru, dar ce a fost diferit între prietenia lui Petru cu Iisus și prietenia lui Iuda? Ce a fost diferit? Ce este diferit atunci când greșim față de soț sau față de soție, față de Hristos? Ce este diferit? Să îți dai seama că ai greșit, să-și ceri iertare și să cauți să nu mai faci. Petru, spune Sfânta Scriptură, atunci când cocoșul a cântat și a adus aminte de prietenia cu Iisus, s-a adus aminte că i-a promis că va fi cu el la bine și la greu, cum făgăduim și noi la căsătorie, și și-a adus aminte că la greu l-a lăsat pe Mântuitorul, când Mântuitorul era lovit, era bătut, nu a sărit să ia apărarea. Și spune Biblia că a plâns cu amar pentru lucrul acesta. S-a căit cu amar. A fost o noapte teribilă pentru Petru. Ellen White spune când privirea Mântuitorului s-a întâlnit cu a lui Petru, când ochii Mântuitorului plin de durerea trădării s-au întâlnit cu ochii lui Petru, Petru n-a putut să suporte acea privire. Și-a adus aminte, și-a plecat, și-a plâns, și-a plâns. A trebuit să primească invitații speciale din partea Domnului Iisus Hristos să vină să fie prezent, iar Mântuitorul a vrut să fie atent cu el, să nu-l piardă. Merge, spuneți-l și celorlalți ucenici și spuneți-i și lui,
și lui Petru. Cum? Personal, ți-a spus personal să nu lipsești. Te-a pomenit pe nume și a zis să vii și tu. Dar l-am trădat, mi-e rușine. Vino, Iisus e viu, a înviat, te roagă. Dragii mei, relația de prietenie, relația de prietenie cu soția sau cu soțul, relația de prietenie cu Iisus, se poate întâmpla să greșim. Dar ca să nu ajungem pe calea lui Iuda, e foarte important să recunoaștem greșeala, să o mărturisim și să o părăsim. Să ne întoarcem unul către celălalt cu toată inima. Petru s-a întors către Hristos cu toată inima și Mântuitorul s-a întors și nu i-a reproșat greșeala. Au reparat-o, s-au întâlnit, Petre, mă iubești? Te iubesc. Paște, mă iubești, sigur? Te iubesc, Doamne, de trei ori. De câte ori Petru s-a lepădat? De trei ori Mântuitorul l-a reabilitat. Oamenilor, iată, îi pare rău. Iată, mă iubește. L-ați auzit ce a zis? Un nou legământ al căsătoriei între mine și el. Petre, eu îți spun, poți să fii din continuare apostolul meu. Rămâi în slujbă. Dacă n-ar fi existat această reabilitare, Petru niciodată n-ar mai fi putut să lucreze cot la cot. Petru nu l-ar mai fi botezat pe Corneliu. Dar Petru este cel ce de multe ori este în fața, a rămas liderul bisericii primare după moartea lui Iacov, fratele lui Iisus. Și Petru este cel care botează pe primul dintre neamuri, un sutaș plin de valoare, un om deosebit, care făcea milostenie, care se temea de Domnul, un păgân, dar credincios, care îl căuta în inima lui pe Dumnezeu și făcea și fapte vrednice de pocăință. Petru, prieten care greșește, dar prieten care repară greșeala, care și în viața noastră, dragii mei, pentru că toți au păcătuit, spune Biblia, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, cu toți am greșit. În relația noastră de familie, în relația noastră cu prietenii, în relația noastră cu Hristos. Dar important este să ne recunoaștem greșeala, să dovedim părții celelalte că a fost o greșeală și nu dorim să o mai repetăm. Iar Mântuitorul este plin de dorință să ne reabiliteze, să ne reașeze din nou. Ba chiar spune, îi voi așeza pe prietenii mei, chiar dacă în anumite momente al vieții m-au trădat, dar pentru că i-am iertat pe David, pe ceilalți, pe noi, vă voi da să ședeți pe scaunul meu de domnie. Iar ultimul prieten este cazul aproape ideal, aș putea spune, al lui Ioan. Este cel care rămâne lângă Iisus Hristos. Nu întâmplător a fost ucenicul iubit al Iisus. De ce? Pentru că el rămâne un model al loialității, al credincioșiei. Ioan este lângă Mântuitorul la cină. Ioan este în grădină. Ioan este lângă Mântuitorul în sala de judecată. Ioan este lângă Mântuitorul singurul dintre ucenici la piciorul crucii. Nu e un lucru ușor. Nu e un lucru de dorit să fii lângă o mamă care își vede fiul țintuit pe cruce. Și tu să trebuiască să o îmbărbătezi, să o lași să plângă pe umărul tău. E sfâșietoare scena. Nu e cel mai de dorit loc din lume, dar Ioan e acolo. În timp ce prietenul lui cel mai bun moare pe cruce și în timp ce mama prietenului său cel mai bun plânge pe umărul său, Ioan e acolo să le încaseze pe toate. Să primească lacrimile și sângele care curge de sus, să șteargă lacrimile mamei care e acolo. E cel pe care te poți baza. Ferice de dumneavoastră să aveți un astfel de prieten, de partener în căsătorie, care să-ți fie la bine, alături, când toate treburile merg bine, când e tinerețe, frumusețe, când e prosperitate, dar să-ți rămâne lângă tine, chiar când vine un accident, un necaz, când vine o întâmplare, când nu mai ai nimic, când totul ai pierdut, ca și Iov, când nu mai ai nici speranță de viață, când poate nu mai poți nici măcar să faci nevoile esențiale, să te îngriji de tine însuți și ai nevoie ca alții să te îngrijească, dar cel care ți-a promis că va fi la bine și la greu, să rămâne lângă tine până la capăt și la greu. E un exemplu deosebit. Domnul să ne ajute ca și noi pentru Mântuitorul să fim astfel de prieteni. Mântuitorul nu ne va lăsa. Biblia spune că El lucrează în dreptul nostru mântuirea. El lucrează pentru binele nostru. În această relație noastră cu El și noi trebuie să oferim, să ne dăruim. Da, e periculoasă prietenia de tip Iuda. Nu poate să dureze mult.
Nu poate dura o astfel de prietenie în care doar unul este cel care sacrifică, doar unul oferă. Prietenia cea mai durabilă este prietenia de tip Ioan sau Petru, în care Petru, chiar dacă greșim, ne cerem iertare, trecem peste, sau prietenia de tip Ioan, idealul în care și Iisus oferă și noi oferim. Ioan a primit din partea Domnului Iisus Hristos recunoștință, l-a păstrat cel mai mult, nu întâmplător în viață, pe pământul acesta, a trăit cel mai mult, i s-a descoperit într-un mod deosebit în cartea Apocalipsei, i-a descoperit lui viitorul și i-a dat această favoare de transmite lumii și toată lumea vorbește despre el, despre descoperirea Apocalipsei pe care a primit-o. Lui a fost dat să vadă țara promisă, lui a fost dat să vadă noul Ierusalim și pe cei mântuiți. Lui a fost dat să vadă poarta lui Ioan în noul Ierusalim pe care era gravat numele său, numele lui Ioan. Lui a făcut Mântuitorul una dintre cele mai mari favori, pentru că a fost loial. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să fim și noi loiali în relația noastră cu El. Să-i rămânem credincioși, pentru că loialitatea și credincioșia noastră ne va fi răsplătită. Dacă am greșit, să ne cerem iertare. Privind la Petru, avem nădejde și avem speranță. Privind la frații lui Iosif, care au greșit și ei și au trădat pe fratele lor, avem nădejde și speranță. Privind la David, care a greșit, avem nădejde și speranță. Și lista poate continua. Dar condiția este să ne întoarcem cu toată inima la El. Avem timp de o săptămână, dragii mei, să ne pregătim pentru acest moment al cinei Domnului, în care încă o dată îi spunem: Domnul Iisus Hristos, vreau să fii prietenul meu și eu vreau să fiu prietenul tău. Mulțumesc pentru că tu investești în această relație. Vreau, Doamne, și eu să investesc în ea, să-ți ofer în dar inima mea, să-ți ofer în dar ascultarea mea. Domnul să ne ajute, iar pregătirea noastră să fie pentru slava Lui și mântuirea noastră. Amin.